Recapitulăm pe scurt unde ne aflăm în studiul nostru. Am văzut împreună din Geneza, începând cu capitolul 1, faptul că bărbatul și femeia sunt creați în mod egal, în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fiind egal în valoare, în esență, înaintea lui Dumnezeu și în raport spiritual, duhovnicesc, în relația lor cu Dumnezeu prin Hristos. Am văzut lucrul acesta ca și fiind adevărat pretutindeni în Scriptură, începând cu Geneza. Apostolul Pavel, de exemplu, spune în Galateni 3, la 26 la 28, în Hristos Iisus, voi toți sunteți copii al lui Dumnezeu prin credință, căci toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Iisus. Am văzut apoi în începând cu Geneza 2 și că după aia pentru totdeauna există totuși distincții fundamentale de rol, de personalitate, de caracter, de menire, altfel spus, ADN-ul bărbatului și a femeii sunt radical diferite. Și aceste diferențe sunt prin design, sunt parte din proiectul lui Dumnezeu și ele se mențin, ele se păstrează. Diferențarea între un bărbat și o femeie este ceva care se va păstra veșnic. Nu va fi ceva care la un moment dat va fi spulberat sau va dispărea. Acestea sunt aspecte care vor fi pentru veșnicie și Evanghelia, răscumpărarea în Domnul nostru Iisus Hristos, nu elimină aceste diferențe, ci le răscumpără, le restaurează, le face mai aproape de ceea ce erau ele la început. Ca tare, când Apostolul Pavel vorbește despre faptul că acum suntem una în Hristos, el nu vorbește despre faptul că nu mai sunt distincții între bărbați și femei, ci că acum suntem din nou egali prin Hristos, suntem din nou restaurați la acea egalitate prin Hristos și putem ca să trăim aceste roluri, aceste aspecte din identitatea noastră în mod desăvârșit sau mai desăvârșit decât sau mai mult spre desăvârșit decât ar fi posibil fără. Apoi am privit împreună ADN-ul unei femei și unui bărbat după Biblie. Am văzut că bărbatul este caracterizat de o responsabilitate de a îngriji creația lui Dumnezeu, de a proteja pe alții, mai ales pe familia lui și de a conduce, de a fi un lider în mod sacrificial în contextul în care el a fost pus de Dumnezeu, în familia lui, în biserica în care a fost pus. Am văzut că esența unei femei duhovnicești este să fie una care este responsabilă pentru a cultiva relațiile, cadrele necesare pentru ca viața să propage, să progreseze și că ea trebuie să facă asta sub conducerea și autoritatea bărbatului, din nou în cadrele în care ea a fost pusă. Apoi ne-am uitat împreună la rolul bărbatului și a femeii în familie și am primit multe reclamații de la frați spunând că e prea greu. Da? E prea dificil, prea mult sacrificiu, prea multă dragoste sacrificială, prea puțină supunere. Da? Deși cam două treimi din toată lecția aia a fost pentru surori și doar o treime a fost pentru bărbați. Da? În seara aceasta vrem să privim la rolul celor doi în biserică. Ne-am propus să ne uităm la rolul celor doi în familie, în biserică și în societate. Acestea sunt ordonate așa, nu întâmplător. Familia este temelia tuturor lucrurilor. Fără familie nu poți avea biserici, nu poți avea societate, nu poți avea nimic fără familie. Da? Fără familie n-ai copii, n-ai tot ceea ce este necesar. Biserica este ceea ce este clădită prin familii, iar societatea este, societatea cel puțin după concepția lui Dumnezeu, este rezultatul a familiilor și a bisericii lucrând împreună să creeze mediul în care ne aflăm. Da? Astăzi vrem să privim la femeie și la bărbat în cadrul bisericii.
avem la dispoziție o oră și ceva, dar avem și material foarte mult. Biblia are foarte mult de spus despre această temă și aș vrea să putem și dialoga, să punem întrebări și să clarificăm ceea ce nu este clar pentru noi în această seară. Deci în această seară rolul bărbatului și a femeii în biserică. Pornim de la un prim principiu și anume că și bărbatul și femeia, deși vom vedea că sunt distincții, și bărbatul și femeia sunt chemați să fie participanți în zidirea bisericii locale, în zidirea trupului Hristos. Femeile nu sunt cetățeni de clasa a doua în biserică, femeile nu sunt mai pasive, nu sunt mai puțin responsabile decât bărbații în zidirea trupului local, în niciun fel. Biblia ne arată că există o diversitate de slujiri, de dăruiri din partea lui Dumnezeu pentru zidirea trupului, pentru zidirea bisericii locale și la această zidire participă toate mădularele fără excepție. De exemplu, în 1 Corinteni 12, Apostolul Pavel vorbește despre această diversitate de la versetul 4 și spune există o diversitate, sau există felurite, dacă vrem să folosim traducerea Cornilescu, există o diversitate de daruri, dar același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu, Cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Deci fiecare în mod individual beneficiază de prezența Duhului Sfânt pentru beneficiu tuturor. Fiecare, bărbat, femeie, toți cei care sunt în Hristos beneficiază de lucrarea Duhului în ei, pentru ca prin ei Duhul să lucreze în alții. Unuia este dat prin Duhul un cuvânt de înțelepciune, altuia un cuvânt de cunoaștere, potrivit cu același Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul de vindecare prin același singur Duh, altuia înfăptuirea de minuni, altuia profeția, altuia discernerea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia interpretarea limbilor. Toate acestea sunt făcute de unul și același Duh care dă fiecăruia în parte așa cum vrea. Pavel descrie o diversitate de daruri, o diversitate de slujiri care sunt date de Duhul lui Dumnezeu, mădularelor, la toate mădularele, fără excepție, nu există măcar unul în care Duhul Sfânt să nu lucreze. Dacă în seara aceasta nu știi care este dăruirea Duhului Sfânt în viața ta pentru a sluji, dacă nu știi care sunt oportunitățile de slujire, dacă tu ești pasiv în trupul lui Hristos, ceva este eronat în gândirea ta, ceva este greșit, nu există mădulare inactive, pasive, în care Duhul Sfânt să nu lucrează. Fiecăruia primește o lucrare a Duhului Sfânt, lucrează Duhul Sfânt în el pentru zidirea tuturor. Da? Întrebarea este cum se împacă această diversitate cu faptul că Biblia descrie, și vom vedea în detaliu, descrie niște diferențe elementare între rolurile care sunt date bărbaților și rolurile care sunt date femeilor. Cum se împacă, mai ales, trebuie să ne punem întrebarea, mai ales că darurile listate aici, unele sunt, par să aibă și tente de învățătură, cum se împacă această diversitate cu principiul biblic de conducere a bisericii prin bărbați, prin bărbați duhovnicești. Principiul este foarte simplu. Femeile într-o biserică sunt chemate să slujească trupul lui Hristos în toate felurile și în toate cadrele în care nu contrazic principiul biblic referitor la conducerea, la autoritatea în biserică prin bărbați duhovnicești care sunt dăruiți bisericii de Duhul Sfânt și recunoscuți de biserică. Da? Vom reveni la această distinție mai încolo, dar acum aș vrea ca să privim la această diversitate de slujiri, de dăruire care există, la aceste metode de slujire care există în mod egal și pentru bărbați și pentru femei. Altfel spus, cum pot bărbații și cum pot femeile într-o biserică să participe la creșterea, la slujirea bisericii și aș vrea să enumăr câteva, 7, 8, 9, vedem exact câte o să avem timp, metode prin care și bărbați și femei sunt chemați să slujească și să zidească trupul lui Hristos. Primul este elementar și este cât se poate de evident pentru noi în seara aceasta, poate prin contrast. Și anume,
prezența la închinarea corporativă. Da? Prezența la închinarea corporativă este o metodă prin care și bărbați și femei pot ca să slujească trupul lui Hristos. Nu știu dacă ați considerat vreodată acest aspect, dar participarea ta la închinarea corporativă nu este doar spre edificarea ta, ci este și spre edificarea, spre zidirea altora. Prezența ta, simpla ta prezență, simpla ta participare la slujba bisericii, la închinarea împreună a trupului lui Hristos, este o slujire spirituală, este o slujire duhovnicească. Și de aceea cred că Biblia pune așa de mare accent pe închinare ca și un act corporativ, ca și un act comun. Închinarea este pretutindeni descrisă în Scriptură, în Noul Testament, ca și un act al comunității. Există un duh de închinare, există o atitudine de închinare cu care trebuie să trăim, dar închinarea este un act al comunității credincioșilor în mod deosebit. Este ceva esențial acest lucru. Într-adevăr, în închinare și în închinarea noastră, totul trebuie să se întâmple în primul rând să se raporteze pe plan vertical. Dar acest aspect, faptul că ne îndreptăm în închinare înspre Dumnezeu, nu trebuie ca să nege în niciun fel aspect orizontal. Când ne întâlnim, ne întâlnim împreună. Noi ne întâlnim împreună, unii cu alții. Da? Când cântăm, cântăm împreună și ne cântăm unii altora. Când ne rugăm, ne rugăm în comun, în sensul că ne unim în rugăciune. De fapt, când ne închinăm, ne închinăm lui Dumnezeu, dar unul dintre felurile principale în care ne închinăm lui Dumnezeu este prin faptul că ne închinăm împreună și ne slujim unii pe alții prin închinare. Vă dau un exemplu foarte ușor de înțeles. De exemplu, eu când predic, eu nu-i predic lui Dumnezeu. Eu vă predic vouă. Pentru slava lui Dumnezeu, da? Ca și un act de închinare împreună participăm la predicarea Evangheliei, dar noi nu-i predicăm lui Dumnezeu. Doamne, hai să țin o predică, poate ai uitat ce scris în Biblie. Nu, eu vă predic vouă, eu pentru beneficiu vostru și al meu fac această slujbă duhovnicească. Și Dumnezeu este glorificat prin ceea ce noi facem aici în actul predicării și prin ascultarea predicării Evangheliei. Da? Ca atare este un element orizontal foarte puternic când vorbim despre închinarea noastră în comun. Simpla ta participare la închinare este o slujbă duhovnicească și este un fel prin care glorifici pe Dumnezeu. Este un fel prin care glorifici pe Dumnezeu prin ceea ce se întâmplă aici. 2. Prin citirea cuvântului lui Dumnezeu. Prin citirea cuvântului în particular, dar mai ales prin citirea cuvântului în cadrul slujbei de duminică. Da? Printre cele mai marginalizate aspecte din biserica modernă, așa zisă evanghelică, este aceasta. Este citirea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este nici măcar citit în cele mai multe biserici, cu atât mai puțin explicat, expus, predicat. Da? Deși este o poruncă clară biblică pentru biserica Domnului Iisus Hristos să se dedice la citirea cuvântului lui Dumnezeu. Pavel îi spune lui Timotei, în 1 Timotei 4:13, până voi veni, ia seama bine la citire, se referă la citirea publică, de fapt multe traduceri care sunt mai plastice, așa și zic, la citirea publică, contextul clarifică lucrul acesta, chiar dacă traducerea este mai sărăcăcioasă, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Apostolul Pavel nu-i spune la Timotei, ai grijă să-ți dedici timp pentru lecturare. Apostolul Pavel spune, citește public, îndeamnă public, mustră public. Da? Este lucrarea lui de pastorală publică despre care vorbește Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, citește public, du-te și deschide Scriptura și citește din ea în cadrul adunării, cum se întâmpla în Vechiul Testament și cum ar trebui ca să se întâmple în toate bisericile lui Hristos. Ar trebui să fie momente în care cineva urcă în fața bisericii, deschide Scriptura și spune, așa vorbește Domnul și citește din Scriptură. Lucrul acesta este o mare slujire și o mare onoare ca să poți face această slujbă și este momentul în care în mod perfect și desăvârșit poți fi încredințat că biserica primește exact cuvântul și voia lui Dumnezeu fără vreo eroare umană în acel proces. Da? Chiar dacă te mai bâlbâi și mai ai emoții și așa mai departe, este o slujire
deosebită. 3. Prin rugăciune, spune Scriptura, și prin prorocie. Și aici o să las loc la timpul de întrebări. Prin rugăciune și prin prorocie, da? În gândirea apostolului Pavel este clar că ambii, bărbați și femeie, au rolurile acestea în închinarea congregației. Rugăciune și prorocie. Spune apostolul Pavel, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că ea este ca una care ar fi rasă. În gândirea apostolului Pavel, aceste două elemente din închinarea corporativă sunt pentru bărbați și pentru femeie. Cu siguranță aveți întrebări, le notați și le discutăm imediat, da? 4. Prin exercitarea responsabilităților de membru, mai ales, ca și un punct culminant, prin votul de membru în adunarea membrilor. Nu știu dacă ați considerat vreodată cât de importante sunt adunările membrilor. Pe lângă cina Domnului, adunarea membrilor pentru a lua decizii duhovnicești, decizii de primire a unui membru, decizii de excludere și asemenea decizii care doar biserica le poate lua, doar trupul local le poate lua, nu le poate lua păstorul, nu are dreptul să le ia vreun comitet inventat de oameni, nu le poate lua vreun cult, da? Primirea în cadrul adunării locale sau excomunicarea din cadrul unei biserici locale o pot face doar membrii adunați la oaltă. Este un moment în care se comunică un mesaj extraordinar despre identitatea bisericii locale, despre responsabilitatea membrilor în cadrul bisericii locale. Și aici sunt chemați să participe și bărbați și femei, toată adunarea. În Matei 18, Domnul Iisus dă cheile împărăției bisericii și o responsabilizează pentru a declara cu corectitudine cine are o mărturie și o mărturisire biblică. Cine poate fi considerat de biserică ca și fiind un copil al lui Dumnezeu. Vedem apoi că această autoritate exercitată de biserică se află prin Sfintele Scripturi în cazuri, de exemplu, de disciplină, cum ar fi în 1 Corinteni 5, sau în cazuri de slujire, precum alegerea diaconilor și a presbiterilor, în Faptele Apostolilor și în alte locuri. Și dacă stați să vă gândiți pentru un moment, această formă oarecare democratică în cadrul bisericii, care include în mod egal și bărbați și femei, egal în Hristos, este cu mii de ani înaintea vremii ei. Da? Cu mii de ani. Femeile au primit votul foarte târziu. Da? Și în biserică, acum 2000 de ani, după teologia transmisă de Duhul Sfânt prin Sfântul Apostol Pavel, femeile și bărbații egali în Hristos se strângeau la adunări ale membrilor și ziceau, avem de hotărât cine vor fi slujitorii bisericii. Acum, prin ridicare de mână, pentru că asta este termenul folosit când Pavel spune să se desemneze slujitori, prin ridicare de mână a tuturor bărbaților și a femeilor credincioase, botezate, membre ale acestei biserici, vă rog ca să votați dacă fratele cutare să fie presbiter în această biserică. Așa ceva în lumea antică ar fi fost total straniu și ciudat. Așa ceva până acum, recent, în lumea modernă, ar fi fost straniu și ciudat și așa ceva s-a întâmplat în biserici fidele față de Cuvântul lui Dumnezeu pretutindeni de-a lungul istoriei. Este un lucru extrem de progresiv dacă stai și te gândești din acest punct de vedere. Și în același timp presupune o responsabilizare fantastică a femeii și a bărbatului în mod egal, de a cunoaște și de a aplica principiile biblice în mod corect. Este o gândire total eronată. Spui, teologia este mai mult pentru bărbați. Teologia și dezbaterile teologice și biblice sunt mai mult pentru bărbați. Nu trebuie surorile să-și bată capul. Știi când își bat capul? Necesar în adunarea generală. Haideți acum să votăm ceva, o problemă a bisericii. Și majoritatea membrilor sunt femei, pentru că femeile sunt mai multe, statistic vorbind, decât bărbaților. Și femeile acestea care au fost neglijate teologic vorbind, needucate de soții lor, needucate de păstorii lor, că ele sunt femei, nu trebuie să studieze Scriptura așa de mult, acum te pun la vot. După principiile care sunt nebiblice. Și frate păstor, când ești pus la vot de majoritatea femei, care nu-s după Scriptură, ai pus-o. Da? Ca tare,
Fiecare, și bărbat și femeie, sunt responsabili ca să voteze după Scriptură și noi ca și biserică suntem responsabili să educăm și pe bărbați și pe femei să cunoască Scriptura în așa fel încât să voteze și să-și exercite drepturile și responsabilitățile în mod corect. 5. Altă controversă, vă notați întrebările și le discutăm la final, prin slujirea de diaconie. Prin slujirea de diaconie. Da? Asta a fost un subiect care s-a lansat ca o acuză la persoana mea după ce am fost demis de la Biserica Speranța. Oamenii de acolo au căutat să-mi găsească niște probleme de fond și au citit mărturisirea de credință, și asta m-am bucurat că au citit-o, mărturisirea de credință și organizarea Bisericii Sfintei Treime, și au găsit acolo un articol despre diaconițe. Și au fost șocați. Mihai are diaconițe. Nu știu de ce au fost așa de șocați, decât probabil că n-au citit vreodată Scriptura unde se regăsește același lucru. Pe scurt, noi credem și afirmăm, conform mărturisirii noastre de credințe, conform statutului de organizare, că există doar două oficii, doar două slujbe în cadrul bisericii. Prezbiteri și diaconi. Biblia ne arată că slujba de prezbiter este rezervată în mod exclusiv doar pentru bărbații care au calificările necesare conform Scripturii. Dar nu ne arată aceeași lucru despre slujirea de diacon. Nu ne arată același lucru despre slujirea de diacon, ba mai mult, vom vedea imediat că ne arată că această slujire este deschisă și la bărbați și la femei. Deschideți la 1 Timotei 3, este textul cel mai pertinent pe acest subiect și vreau ca să-l analizăm un pic. Diaconii, spune Apostolul Pavel, în această epistolă pastorală în care îl învață pe tânărul Timotei cum să cârmuiască Biserica lui Hristos, diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Femeile, de asemenea, atenție, da, subliniați, aici este punctul de cotitură, aici este bucata din verset care, dacă o înțelegi într-un fel, dai o interpretare, dacă o înțelegi în alt fel, dai altă interpretare. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați ale unei singure nevește și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor, pentru ca cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăsneală în credință care este în Hristos Iisus. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Interpretarea care eu cred că este greșită, data acestui text și predicată în cele mai multe adunări, este următoarea. Când Apostolul Pavel spune aici, femeile de asemenea ar fi interpretarea cea mai populară în România și în alte părți, se referă la soțiile diaconilor, nu la femei care sunt ele diaconițe. Da? Aceasta este o interpretare care eu o consider eronată. Eu cred că aici nu este vorba despre soțiile diaconilor, ci este vorba despre diaconițe. De ce? Pentru că, în primul rând, citirea textului original în limba greacă, în sensul ei cel mai natural, nu susține aceasta. Dacă Pavel vroia să spună femeile lor, femeile diaconilor sau soțiile diaconilor, putea să facă lucrul acesta foarte ușor. Putea să modifice femeile, spunând femeile lor, sau putea pur și simplu să zică soțiile diaconilor. A zis pur și simplu femeile. Și atât. Încât să fie clar că nu se referă la soțiile diaconilor, ci se referă pur și simplu la femei în funcția de diacon. Dacă vroia să facă această distinție extrem de clară, o făcea. Sensul natural de a citi acest text este așa cum îl traduce inclusiv și Cornilescu. Femeile, virgulă, de asemenea. Da? Nu femeile diaconilor sau soțiile diaconilor de asemenea să fie așa. 2. Folosirea expresiei de asemenea este folosită și în alte părți de Pavel să denote o nouă categorie.
Nu o subcategorie, ci pur și simplu o nouă categorie. Nu există alt motiv să credem că aici ar folosi expresia în alt sens. Pavel folosește această expresie de asemenea să zică categoria A, niște chestii despre ea, de asemenea categoria B, o altă categorie și niște chestii despre ea. Lucrul acesta este evident dacă ne uităm, de exemplu, la versetul 8 și la versetul 11. Diaconii de asemenea, în contrast cu ce? În contrast cu categoria anterioară, care sunt prezbiterii. Diaconii sunt acum o nouă categorie. Diaconii de asemenea, acum vorbește despre diaconii bărbați, și în versetul 11, femeile de asemenea, acum este o nouă categorie. Adică femeile care sunt diaconițe. Nu avem nici un motiv în acest text sau în contextul cărții să credem că el ar folosi acum această expresie altfel. 3. Ar fi straniu pentru Pavel să enumere calificările pentru soția unui diacon, dar nu pentru soția unui prezbiter. N-ar fi așa? Ați observat lucrul acesta? Dacă se dă interpretarea aceasta, că aici este vorba despre calificările soției unui diacon, de ce n-ar fi undeva enumerate calificările soției unui prezbiter? De parcă să fii soție de diacon necesită o supracalificare peste cea de prezbiter. Diaconii să aibă soții credincioase, cumpătate și așa mai departe. Prezbiterii, păstorii, oricum, ălea zice de stăbălate, n-are rost. Că dacă ești soție, dacă ești preoteasă, sigur, n-ai nicio șansă. Nu? E absurd argumentul. De ce ar da atenție specială la soțiile diaconilor și să evite total soțiile prezbiterilor? Da? Explicația aceasta nu face sens. Da? 4. Mărturia lui Pavel din Roman 16 pare să fie consecventă cu această citire a textului, și anume că Pavel susține diaconițe. Pavel spune în Roman 16, la 1 la 2, în felul următor. Vă recomand pe Fivi, sora noastră, diaconiță a bisericii din Kencrea. Vă rog să o primiți în Domnul într-un mod vrednic, de niște sfinți, și s-o ajutați în orice vă va cere, pentru că ea a fost un ajutor pentru mulți, precum și pentru mine însumi. Ar fi straniu dacă Pavel ar avea o altă teologie despre diaconițe. Dacă el mai în epistola pastorală ar considera lucrurile altfel, acum în Roman 16, de ce o recomandă pe diaconița Fivii? Cel puțin ar fi folosit o altă etichetă, un alt termen. Nu era nevoie să folosească această etichetă. Dar este clar că această femeie este cunoscută ca și fiind diaconiță într-o biserică locală și Pavel o identifică ca atare. Ceea ce este o dovadă pentru mine că atunci când Pavel îi spune lui Timotei despre calificările diaconilor, a bărbaților și a femeilor, el nu face o greșeală de exprimare. El își expune teologia și apoi în Roman 16, într-un fel foarte nonșalant, în mintea apostolului Pavel nu există un stres. Oare ăștia n-o să înțeleagă că eu de fapt îi ziceam așa diaconița, că e o poreclă, dar nu-i diaconiță. Nu! Apostolul Pavel identifică că există o soră care într-o biserică locală este diaconiță. El nu are stres despre asta. El nu e curios dacă cultul baptist îl va eticheta ca și eretică, crede în diaconițe. Pavel spune, băi, v-am explicat cum stau cu diaconițele în 1 Timotei. 5. Înțelegerea corectă a slujirii de diacon nu pune această interpretare despre diaconițe în conflict cu principiile biblice despre autoritatea bărbatului în adunare în niciun fel. Înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă un diacon. Diaconul în Sfintele Scripturi este un slujitor al nevoilor trupești a bisericii și nu un slujitor duhovnicesc în sensul unui prezbiter, adică unul care dă învățătură, unul care conduce biserica din punct de vedere spiritual. Faptul că acest aspect s-a alterat în România prin elevarea funcției de diacon este altă problemă. Nu putem corecta eroarea evanghelicilor din România, care din diverse motive. Motivul principal a fost în felul următor. S-a citit calificările pastorale din Timotei și Tit despre prezbiteri. Și oamenii s-au uitat în jur și au zis, oamenii din cult, s-au uitat în jur și au zis, măi, nu prea avem din ăștia apt să dea învățătură. Uite ce o să facem. O să numim diaconi în biserică, ca să nu-i numim prezbiteri, și dacă la un moment dat devin apt să dea învățătură, îi vom eleva la rangul de prezbiter. Dar lucrul ăsta este nebiblic. Diaconul și prezbiterii sunt două chestii diferite.
Nu sunt cumva trepte. Încep ca și simplu membru, după aia ești promovat la diacon, după aia ești promovat la presbiter. Sunt unii în biserică care au darul Duhului Sfânt de a sluji trupește, la nevoile trupești, aceștia slujesc ca și diacon, și sunt alții care sunt chemați de Duhul Sfânt să slujească ca și presbiter. De exemplu, în Fapte 6, vedem că diaconii sunt cei care slujesc la mese, pentru ca presbiterii să se poată ocupa de cârmuirea și de cuvântul lui Dumnezeu. Da? Ei se ocupă de ajutorare, de a aduce ajutoare la văduve și așa mai departe. Nu există nicio legătură din punctul acesta de vedere. Eu înțeleg că în România, în sistemul acesta religios inventat de oameni, când eu zic diaconiță, ei zic, păi trebuie să o băgăm în comitet atunci. Nu, pentru că comitetul nu e în Biblie și diaconii n-au ce căuta acolo, da? Biserica este cărmuită de presbiterii ei. Diaconii slujesc la mese, diaconii strâng ajutoarele, diaconii dau sarmalele, diaconii nu iau decizii spirituale despre cărmuirea bisericii, pentru că n-au calificarea asta. Deși sunt oameni duhovnicești, nu sunt chemați să învețe biserica din cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt chemați să exercite asemenea autoritate peste poporul lui Dumnezeu. Da? Ca atare, toată groaza care ei o au referitor la subiectul acesta vine dintr-o neînțelegere greșită totală despre diaconi, despre prezbiteri, despre cârmuirea bisericii. Da? Sunt doar două slujbe, diaconi și prezbiteri. Diaconii slujesc la nevoile trupești și prezbiterii slujesc și conduc din punct de vedere duhovnicesc. 6. Am zis, notați-vă întrebările și le putem discuta la final. 6. Femeile pot ca să participe, evident, și bărbații pot, prezbiterii mai ales, prin a da învățătură altor femei. Biblia spune că rolul de a da învățătură congregației, unde toți sunt la oaltă, în închinare, este limitată bărbaților. Dar a exercita, de a exercita autoritate peste biserică este interzis femeii. În niciun caz nu este restricționată o femeie de la a da învățătură în alte cadre, din contra, este încurajată să facă acest lucru. În Tit, capitolul 2, de exemplu, îi se spune în felul următor lui Timotei. Tot astfel, și femeile în vârstă trebuie să aibă purtare respectoasă, să nu fie acuzătoare, nici înrobite de vin, să fie unele care îi învață pe alții ce este bine. Da? O femeie care este de mult timp la credință sau care este matură în credința ei, este una care trebuie să învețe pe alții în alte cadre. La o întâlnire de femei, în casa ei, cu surorile mai tinere, surorile între ele când discută. Ele trebuie să învețe unele pe altele și chiar și în alte cadre. O femeie poate să-și învețe bărbatul acasă. Cum? Prin comportamentul ei, prin ascultarea ei, prin discuțiile care le au din Scriptură și așa mai departe. Astfel încât să le poată sfătui pe cele tinere să fie iubitoare de soț, iubitoare de copii, cumpătate, curate, bune gospodine, să fie supuse soților lor, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Da? 7. Prin a da învățătură copiilor. Da? Printre cele mai importante și din păcate cele mai neglijate slujiri ale unei femei credincioase este să dea învățătură și să-și crească copiii după cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare chemare, cea mai mare onoare și cea mai neglijată de femeile din ziua de astăzi. Spurgeon, Luther, Calvin, Augustin, Timotei, Apostolul Pavel. Știți ce au toți în comun? Fiecare a avut o mamă. Fără excepție. Niciun bărbat de renume, niciun mare slujitor al lui Dumnezeu nu vine în această lume decât printr-o mamă. Să fie foarte clar. Fiecare a avut o mamă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că este onoarea, cinstea unei femei să nască copii și să crească copii după cuvântul lui Dumnezeu. Pavel zice lui Timotei, referitor la acest subiect în 2 Timotei 1 și 5, mi-aduc aminte de credința ta, care este neprefăcută și care a locuit mai întâi în bunica ta Lois, apoi în mama ta Eunice, iar acum sunt convins că și în tine. Și în 2 Timotei 3 cu 14 spune în felul următor, însă tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, fiindcă știi de la cine le-ai învățat. Din copilărie cunoști Sfintele Scripturi, care îți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credință în Hristos Iisus. Apostolul Pavel spune că educația teologică a lui Timotei nu a fost la Universitatea Creștină, la Colegiul Biblic, la
liceu penticostal sau așa mai departe. Educația lui teologică a fost dată de mama lui și de bunica lui. Și când apostolul Pavel a preluat ca ucenic pe Timotei, Timotei deja cunoștea scripturile. Și avea cunoștința necesară pentru mântuire. Că l-a mai șlefuit apostolul Pavel, că l-a îndrumat, că l-a pregătit, că l-a investit în funcția de păstor. Este altceva. Timotei de copil a fost educat din scripturi și a fost pregătit de mama lui și de bunica lui. Este cea mai bună educație care o poate primi cineva. Nu este în universități, nu este în școli, nu este în doctorate. Cea mai bună educație teologică este în familie și în biserică. Să fie foarte clar. Și cei mai mari slujitori au primit educația aceea care, care a primit-o și Timotei. De la mama lui, de la bunica lui, de la cei din biserica lui, de la mentorii lui în credință, cum a fost apostolul Pavel. Și multe alte slujiri la care și bărbați și femei sunt chemați să participe. Cum ar fi evangelizarea personală. Da? O slujire care oricine o poate face. Și altele, și altele. Nu toate slujirile sunt vizibile, nu toate slujirile se întâmplă în amvon, dar toate sunt esențiale. Toate sunt spre zidirea trupului, spre zidirea bisericii. Bun. Acestea sunt câteva dintre lucrurile comune la care pot participa și bărbați și femei. Acum, haideți să mergem un pic la distincțiile între aceștia în biserică. Și anume, distincția majoră care este slujba de prezbiter, slujba de conducător duhovnicesc, spiritual în biserică, care Scriptura ne arată că este doar pentru bărbați. Lucrul acesta este evident din Sfintele Scripturi, este fără echivoc, nu se poate dezbate, nu ai cum să te eschivezi de aici, asta este poziția biblică. Important de enunțat acest lucru, mai ales când și în România deja sunt păstorițe din abundență și apar ca și ciupercile după ploaie. Din ce în ce mai mult vedem biserici cu păstorițe. Da? Biblia spune foarte clar că acest lucru este inadmisibil, total inadmisibil. 1 Timotei 2,12 nu dau voie femeii să învețe sau să exercite autoritate asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. Da? Să stea în tăcere. Tot apostolul Pavel spune, adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, el dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, adică prezbiterul, episcopul, prezbiter sunt sinonime în Noul Testament, să fie fără prihană bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. 1 Timotei 3, de la 1 la 2. Da? Deci trebuie să fie bărbat, trebuie să fie un bărbat duhovnicesc, trebuie să fie în stare să învețe pe alții, care deja apostolul Pavel în 1 Timotei 2 a spus că o femeie se descalifică de la jobul de a învăța, de a exercita autoritate peste alții. Singura concluzie la care poți ajunge, chiar și doar din aceste două texte, cu atât mai mult dacă te uiți la toată învățătura Noului Testament, este că această slujbă este doar pentru bărbați. Interesant este că și în Timotei și în Tit, când se discută subiectul calificărilor unui prezbiter, femeia nu apare decât tangențial. Nu există o listă de calificări, cum ziceam, pentru femeia unui prezbiter. Există doar calificarea că prezbiterul trebuie să fie bărbatul unei singure femei. Și putem discuta ce se întâmplă cu păstorii necăsătoriți, dacă vă interesează, la timpul de întrebări. Altfel spus, în rolul de prezbiter, femeia este total exclusă. Nu este nici măcar cumva alături de prezbiter. Ci prezbiterul doar trebuie să aibă această calificare ca să fie un bărbat cu o singură nevastă. De fapt, rolul de prezbiter în sine este unul total în linie cu ADN-ul bărbătesc. Priviți foarte pe scurt, am să vă dau doar referințele, că n-avem timp, la rolul prezbiterului biblic și vedeți cum rezonează ecoul ADN-ului unui bărbat. Prezbiterul, în primul rând, este responsabil să hrănească, să îngrijească biserica din cuvântul lui Dumnezeu. Tit 1:9, 1 Timotei 4, Efeseni 4, sunt texte câte vreți. 2. Prezbiterii sunt responsabili să protejeze biserica de la învățătură falsă, de la lup răpitori. 2 Timotei 4:2. 3. Prezbiterii sunt responsabili să conducă biserica prin exemplul lor, prin sacrificiul lor,
față de biserică, da? 1 Petru 5 cu 3 sau Evrei 13 cu 7 ar fi texte care atestă acest lucru. 4. Prezbiterii au o autoritate specială și în același timp au o responsabilitate deosebită. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ca să nu doriți mult să fiți învățători pentru că veți fi trași la răspundere. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi, prezbiterii, vom da o socoteală în fața lui Dumnezeu pentru felul în care am slujit bisericile peste care am fost puși prezbiteri. Vă sună probabil cunoscute aceste responsabilități și aceste caracteristici. Sunt exact responsabilitățile și trăsăturile care am văzut că fac parte din identitatea unui bărbat după cuvântul lui Dumnezeu. Da? Pavel spune că prezbiterii trebuie să fie cei care protejează, cei care hrănesc, cei care îngrijesc, cei care poartă o responsabilitate și o autoritate deosebită, precum este identitatea unui bărbat. În schimb, rolul femeii în biserică, mai ales în relație cu conducerea bisericii, este și el bine definit în Sfintele Scripturi. De exemplu, în 1 Timotei 2, de la 8 la 15, Apostolul Pavel tratează această problemă, această interacțiune. Pavel spune în felul următor: vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Vreau de asemenea ca femeile să roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus sau să exercite autoritate peste bărbat, ci să stea în tăcere, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Hai să punem puțin context la acest text, să înțelegem ce se întâmplă. Timotei era păstor la biserica din Efes, care s-a afla în acea perioadă, precum de fapt s-a află orice biserică, sub atac de la învățătorii falși. Citiți acasă 1 Timotei 1, 1 Timotei 4 și așa mai departe și veți vedea lucrul acesta, este evident. Acești învățători falși atacau într-un mod deosebit pe femeile din acea biserică. Tipic luprăpitor, da? Se duc la vasele mai slabi, tipic șarpele în grădina Edenului care merge la femeie și nu la bărbat și încearcă să o amăgească, da? Și se pare, vedem din 1 Timotei 5, 2 Timotei 3, că atacau în mod deosebit pe văduvele tinere din acele biserici. Și le încurajau la neascultare, le încurajau să trăiască o viață mai libertină, le încurajau să fie emancipate și probabil că acești învățători cu influența lor asupra acestor femei încep ca să aibă un impact în viața bisericii. Și aceste femei încep și fac valuri în viața bisericii. Da? Tiparul acesta este repetat în Scriptură și în alte locuri și de-a lungul istoriei se repetă din ce în ce mai frecvent. Ca răspuns la această problemă, Apostolul Pavel vine cu această poruncă către Timotei și către biserica din Efes și evident acum către toți creștinii. Pavel vine cu această chemare, cu această poruncă pentru femeia creștină și spune: vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, vorbește despre atitudinea lor, despre îmbrăcămintea lor. Foarte similar cu Petru, care de asemenea se lupta cu învățătorii falși, Pavel identifică că există o legătură strânsă între îmbrăcăminte, între aparența exterioară a unei femei și inima ei, între comportamentul ei exterior și sufletul ei. Și spune, trebuie ca să fie evident în felul în care o femeie se închină, în felul în care o femeie se comportă, în felul în care o femeie se îmbracă, că aceasta este supusă față de autoritatea bărbatului și față de cuvântul lui Dumnezeu care îi poruncește aceste lucruri. Al doilea rând, îi poruncește femeii să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu îi dau voie să învețe pe alții, nici să exercite autoritate peste bărbat, ci să stea în tăcere. Femeia trebuie să învețe în tăcere
și cu toată supunerea, spune Apostolul Pavel. Atenție! În primul rând spune că trebuie să învețe. La noi, din păcate, la noi, nu la noi în biserică, sper, dar la noi, în cultura asta evanghelică, femeia îi se cere doar să tacă, dar nu să învețe nimic. Cât timp tace, e ok. Apostolul Pavel nu spune asta. Femeia trebuie să învețe în tăcere. Femeia trebuie să vină la studiu biblic. Femeia trebuie să fie prezentă la închinare. Femeia trebuie să citească Scriptura. Femeia trebuie să discute teologie cu bărbatul acasă. Da? Dar ea trebuie să facă toate lucrurile acestea în supunere, sub autoritatea, cu atitudine de supunere, de disponibilitate să fie învățată. Dar ea trebuie să învețe. Trebuie să învețe în supunere, adică într-o atitudine de supunere. Să fie dispusă să fie învățată. Și în ultimul rând, femeia are o interdicție clară la a învăța pe alții, adică pe cei din congregație. Pavel, evident, nu se referă că femeia nu poate învăța în alte cadre sau că orice fel de învățătură ar fi eronată. Și se referă la învățătura dată bisericii, la învățătura cu autoritate, prin care biserica este condusă, care exercită autoritate peste congregație. Apostolul Pavel spune, în niciun caz, să nu se ridice mai presus de bărbat, să nu exercite autoritate. Termenul folosit aici este de a guverna, de a guverna peste bărbați, de a fi într-o funcție de autoritate, de a vorbi în așa fel încât ceea ce ea spune să lege conștiințele congregației și a bărbaților mai ales. Da? În niciun caz nu trebuie să se întâmple așa ceva. Și Pavel vine și argumentează aceste porunci. Da? Și să vedeți cum argumentează. El spune în felul următor. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruie cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Două observații, da? Prima parte a argumentului este un apel la creația, la creația femeii și a bărbatului și la evenimentele căderii. În primul rând, Pavel arată că ordinea creației a stabilit o regulă, o intenție a lui Dumnezeu despre rolul bărbatului și rolul femeii. Adam a fost creat primul, asta dovedește că el este în autoritate. Și lucrul acesta nu poate fi schimbat. Da? În același timp, ne arată că inversarea acestor roluri a dus la căderea noastră în păcat. Și Pavel argumentează, nu inversați rolurile dacă vreți să meargă bine în biserică. Uitați-vă ce s-a întâmplat în grădina Edenului când s-au inversat rolurile, când femeia și-a asumat responsabilitatea, când femeia și-a asumat autoritatea. Dacă vreți să meargă ca și la căderea în păcat, faceți așa și voi în biserică. Da? Asta este argumentul lui Pavel de ce n-ar trebui. În al doilea rând, în a doua parte a argumentului, ne arată că există un cadru potrivit pentru femeie ca ea să fie mântuită, să fie împlinită, să fie scoasă de sub acest dispreț și anume familie. Da? Familia este locul în care femeia poate da învățătură. Familia este locul în care ea își poate răscumpăra disprețul acesta care îl are asupra ei pentru că ea a fost cea amăgită mai dintâi. Și îi spune femeii, practic, lasă tu conducerea bisericii, că nu-i locul tău, lasă tu conducerea de bărbați, aia e treaba lor, tu fă rolul tău. Găsește-ți împlinirea acolo, în cadrul acela, acolo vei fi fericită. Acolo vei fi împlinită, da? Și vedem în Scriptură că femei răzvrătite se află peste tot, cum vedem și în istorie. De exemplu, dacă deschideți la 1 Corinteni 11, se pare că Apostolul Pavel avea femei răzvrătite prin toate bisericile. Și și acolo se tratează o problemă similară. Acum, în mod normal, din 1 Corinteni 11, se ține o predică despre batic, dar aș vrea în această seară să încercăm să vedem puțin mai profund ce se petrece în acest text și să vedem care sunt problemele care le tratează Apostolul Pavel, care trec dincolo de acest semn. Un lucru este clar pentru noi, dacă cunoașteți acest text, că în Corint, în acea vreme, modul acceptabil în societate pentru o femeie să-și arate statutul ei de femeie căsătorită și supunerea ei față de bărbat era să aibă capul acoperit. Și evident, ceva se petrece și în acea biserică. Există ceva mișcare de feminism și în acea biserică din Corint. Probabil, suspectez, da, e doar o supoziție a mea, probabil în legătură cu mișcarea carismatică de acolo,
tipic în mișcări carismatice penticostale, femeile să-și aroge anumite drepturi, anumite slujiri, anumite cuvântări în biserică și cum să o contrazici pe sora dacă e vasul lui Dumnezeu prin care tocmai ți-a vorbit direct Duhul Sfânt, dacă ea spune că așa îi, nu poți uli Duhul Sfânt. Dar chiar dacă Pavel spune în biserică femeia să tacă, așa vorbește Domnul. Sora Vetuța, sau cum o cheamă, ne-a vorbit. Noi toți trebuie să tăcem. Da? Probabil în legătură cu abuzurile astea darurilor Duhului Sfânt care erau acolo, vedem că există această mișcare în care femeile se afirmă, în care femeile de acolo încep să își declare independența și își declară independența dând jos această învelitoare. Nu mai purtăm batic. Sfidează total normele acelei culturi și evident și normele acelei biserici care vroia ca toată lumea să vadă că femeile sunt supuse, că există ordinea creației și în acest context a unor femei răzvrătite, a unor femei care spun nu ne interesează ce spune cultura, nu ne interesează ce spune biserica, noi suntem foarte spirituale, noi nu avem nevoie să arătăm nimic, nu avem nevoie de niciun semn, nu ne interesează ce zic păstorii noștri, noi facem ce vrem noi. Dar în acest context vine și tratează Apostolul Pavel această problemă și la versetul 3 vizează clar această problemă din biserica din Corint. Vreau să știți, spune Apostolul Pavel, vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii, iar Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau profețește având ceva pe cap, își necinstește capul. Și orice femeie care se roagă sau profețește cu capul descoperit, își necinstește capul ei, pentru că este ca și cum ar fi rasă pe cap. Da? În vremea aceea, cele rase pe cap erau femei stricate în societate, care erau condamnate pentru preacurvie, pentru prostituție și așa mai departe. Dacă femeia nu are capul acoperit, ar trebui la fel de bine să-și taie părul. Însă dacă este rușinos pentru o femeie să aibă părul tăiat sau să fie rasă, atunci să fie acoperită. Căci un bărbat nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este imaginea și slava lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului. Nu bărbatul a fost făcut din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia trebuie să aibă pe cap un simbol al autorității din cauza îngerilor. Cu toate acestea, în Domnul femeia nu este independentă de bărbat, nici bărbatul față de femeie. Pentru că așa cum femeia a venit din bărbat, la fel și bărbatul vine prin femeie și toate vin de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este potrivit pentru o femeie să se roage lui Dumnezeu fără să fie acoperită? Nu vă învață însăși firea că dacă un bărbat poartă părul lung, este o rușine pentru el? Însă dacă o femeie are părul lung, aceasta este gloria ei, căci părul i-a fost dat ca învelitoare. Dacă însă cineva vrea să se certe, noi nu avem un astfel de obicei nici bisericile lui Dumnezeu. Câteva observații, da? Întrebările despre batic offline. Pavel se așteaptă ca femeile să participe în închinarea bisericii, cum am zis mai înainte, prin rugăciune și prin un act profetic, da? Prin prorocie, prin profeție. În gândirea Apostolului Pavel există o participare și un fel de participare la slujba bisericii care este sănătoasă, care este de dorit, care nu contravine în niciun fel principiile Scripturii, principiile lui Dumnezeu despre ce trebuie să se petreacă în închinarea bisericii. În același timp, există un alt fel de participare, un alt fel de afirmare a unei femei în cadrul bisericii care este împotriva poruncii lui Dumnezeu, care contravine principiile lui Dumnezeu despre închinarea bisericii. Pentru că în 1 Corinteni 14, de la 34 la 35, Apostolul Pavel subliniază acest lucru. Femeile să tacă în biserică, pentru că nu le este permis să vorbească, ci să fie supuse așa cum spune și legea. Dacă vor să afle ceva, să-și întrebe soții acasă, pentru că este rușinos pentru o femeie să vorbească în biserică. Acum privind la toată teologia Apostolului Pavel despre biserică, despre femeie, despre rolul ei și tocmai ce a zis în capitolul 13, este evident că atunci când Pavel spune nu le este permis să vorbească, ci să fie supuse, se referă la a dea învățătură cu autoritate. De a exercita autoritate peste congregație și nu pur și simplu că niciodată într-o biserică evanghelică nu-i voie să auzi glas de femeie.
Nu la asta se referă Apostolul Pavel. El este foarte categoric despre ce vorbește. Femeia să tacă când e vorba de învățătură. Femeia să tacă când e vorba de exercitare a autorității. Da? De aceea, de exemplu, în cercurile carismatice, în cercurile penticostale, mie mi se ridică părul pe mână, nu când începe o soră și prorocește pentru că, vai Doamne, ce se întâmplă miraculos. Dar când văd că sora aia își permite să ridice în picioare și păstorul ăla, mă iertați, blegul ăla de la Amvon, stă acolo și tace și o... Joi, sora are ceva de la Domnul. Sora n-are nimică de la Domnul. Dacă Dumnezeu avea ceva în cadrul adunării, în acea dimineață, nu-i dădea surorii respective, îi dădea fratelui păstor, să fie foarte clar. Și în momentul în care văd că o femeie poate ca să-i astupe gura la un păstor, prin simplu fapt că are curajul să ridice în plen și să spună, liniște, au un mesaj de la Domnul, e clar că așa biserica e pierdută. E imposibil. Prezbiterii aceia nu vor mai putea exercita nicio autoritate, pentru că oricând are chef o femeie să ridice și să facă veto cu ei, asta face. Un bărbat duhovnicesc în acel moment, un păstor duhovnicesc spune, soră, stai jos, stai jos, asta nu e de la Duhul Sfânt, asta nu are nicio treabă cu Duhul Sfânt. Apostolul Pavel nu spune că femeia nu poate vorbi în biserică din punct de vedere de rugăciune, da? Sau de alt fel de vorbire. Și pur și simplu spune că femeia nu are ce exercita autoritate prin învățătură, da? Prin învățătură. În al doilea rând, Apostolul Pavel ne arată că participarea și slujirea femeii în biserică trebuie să fie în concordanță cu rolul și identitatea ei ca și femeie, da? Femeia trebuie să fie și în închinare supusă. Femeia trebuie să fie ajutorul potrivit și în închinare. Femeia trebuie să fie sub autoritatea, sub umbrela bărbatului și în închinare. Nu se face cumva o excepție. Da? Acasă e supusă, în închinare nu-i mai supusă. Acasă trebuie să fie ascultătoare, în închinare bărbatul trebuie să fie ascultătoare de femeie. Nu. Problema la Corint nu era că femeia se ruga sau că femeia prorocea, ci felul în care făceau aceste lucruri. Pe de o parte, făceau aceste lucruri fără să fie acoperite. Adică vroiau să facă aceste lucruri și vroiau să le facă declarând că sunt nesupuse. Vroiau să fie lăsate să roage, să prorocească și să facă toate acestea, spunând, afirmând, nu ne interesează de autoritatea bărbaților noștri, nu ne interesează de regulile bisericii, nu ne interesează de cuvântul lui Dumnezeu, noi vrem să fim foarte spirituale și să slujim descoperite. Apostolul Pavel spune, nu poți ca să slujești lui Dumnezeu și în același timp să fii nesupusă, să fii răzvrătită. Slujirea și supunerea merg mână în mână pentru o femeie. Pe de altă parte, căutau aceste femei să se eleveze dincolo de participarea care le este permisă, prin rugăciune sau prin prorocie, zice Apostolul Pavel, și să devină autorități în biserică. Să aibă același fel de cuvânt cum aveau prezbiterii, cum aveau bărbații. Să dea și ele învățătură. Să spună și ele care este voia lui Dumnezeu pentru biserică. Și Apostolul Pavel spune, așa ceva este nepermis. Este de dorit ca femeia să roage, este de dorit ca femeia să aibă un rol în închinare, dar este nepermis ca o femeie să participe cu această atitudine, cu această nesupunere și cu această dorință de a se eleva dincolo de poziția care Dumnezeu i-a lăsat-o în biserică. Problema la Corint și problema peste tot nu este participarea femeii în adunare, în închinare, ci este participarea femeii dintr-o atitudine cu motivații greșite, într-un fel greșit și elevarea femeii într-un rol și la autoritate care nu este permis. Cum? Sper că după această seară și până în acest moment, noi am înțeles care sunt poruncile lui Dumnezeu vis-a-vis de închinarea noastră și slujirea noastră în biserica locală și că vom continua, ca și bărbați și ca și femei, să luăm în serios responsabilitățile, chemările noastre, slujbele care Dumnezeu ni le-a încredințat și să căutăm întotdeauna să le îndeplinim după Scriptură. Dacă ești o femeie chemată de Dumnezeu ca să slujești în supunere față de bărbatul tău, în supunere față de prezbiterii care conduc biserica, bucură-te că ai un cadru într-o biserică locală și un cadru în familia ta să îndeplinești acea slujire, să ai acea satisfacție. Dacă ești un bărbat în familia ta, într-o biserică locală, nu da înapoi de la responsabilitatea de a afirma adevărurile și autoritatea care Dumnezeu
a pus-o în tine ca și bărbat și pentru care ești responsabil față de familia ta și față de biserica ta.